Elevii și profesorii s-au întors în bănci după vacanța din luna aprilie ca urmare a numărului mai mic de infectări cu noul coronavirus. O școală din Botoșani a reușit să rămână alături fizic de copii, desfășurând activități deosebite, tocmai pentru a-i face pe elevi să nu aibă de suferit din cauza lipsei de socializare. Ioana Ivaș și Octavian Ivănescu vă prezintă Jurnalul Copiilor. Bun găsit la Jurnalul Copiilor! Luna mai este și perioada evaluărilor pentru majoritatea copiilor, având în vedere că se apropie sfârșitul de an școlar, iar asta coincide și cu stresul revenirii în bănci pentru copii. Șefii inspectoratului școlar au făcut apel către profesori să aibă înțelegere mai mare față de elevii care au nevoie de acum de mai multă afecțiune, după mai bine de un an de școală online. Începem jurnalul cu povestea tristă a bazarului botoșănean. Dacă altădată oamenii veneau la bazar ca la marile magazine, astăzi locul este destul de pustiu. Reporterii Baz au fost la fața locului și printre alții l-au întâlnit și pe State de Botoșani. Bazarul este un loc în aer liber unde se vând tot felul de mărunțișuri. Înainte, bazarul era un loc foarte îndrăgit de botoșăneni. Înainte, botoșănenii veneau aici chiar să-și facă cumpărăturile. Acum, acest loc a rămas unul pentru nostalgici. Ce se făcea cu gealăul? Făcea geamurile, pentru la geamuri. La geamuri? Am înțeles. Ce mai aveți pe aici din astea mai vechi, așa, pentru... Asta ce e? Spirtine pentru lână, pentru cânepă. Ok, astea sunt pentru cânepă, nu? Se descălcea cânepă, nu? Da, pentru... Și acum se mai folosește? Se mai folosește? Asta e pentru făcut șerma la plasă de gard. Asta e pentru plasă de gard, șublerul care era înainte de lemn, mașina de găurit, manualul de electric. Asta l-am făcut cu asta? Și practic acum el când se vând, pentru ce se vând? Adică iau oamenii pentru colecție? Pentru colecție. Asta? Fuioare. Am fuioare din acela. Da, da. De când veniți aici la bazar? Poftim? De când veniți aici la bazar? Bravo. 2 ani. Aveți 2 ani, nu? De când... Și cumpără oamenii des? Astea sunt lui sau... Pentru ce se folosește? La lampă. La lampă, ok. Uitați, e aceeași chestie, e aceeași, da. Dar numai că sunt diferite mari. De cât timp sunt făcute aceste... Mare, ești 50-100 de ani. De unde aveți toate obiectele astea? De la părinți, bunici. Lăsați
astea, înțelegi? L-ați păstrat din generație în generație, practic. Și se vând destul de des? Cam câte obiecte din astea se vând pe zi? Rar. Rar? Astea doar care colecționar, care mai face prea puțin. Spune. Aceasta este făcută din el? Da. 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 Pune mâna. Da, e lemn. Da, e lemn, da. De unde o avea? Aici nu. În caza crăpătării. Vechimii uscat și crăpat. E de la părinți sau bunici? Străbunic. Ah. În care botoșănenii și eu chiar ne făceam cumpărăturile de aici la bazar. Mergeam și pentru că se vindeau foarte multe lucruri, cum se cheamă, nu numai noi, da? Cum sunt acum second hand-urile, să zicem, da? Se vindeau și lucruri pe care omul le avea acasă. Practic erau mai ieftine și puteai să-ți cumperi multe lucruri care îți foloseau de altfel. Sentimentul pe care l-am avut astăzi este că e foarte pustiu bazarul azi. Înainte era foarte multă lume și da, a fost un loc în care, într-adevăr, îmi făceam cumpărăturile pe aici, pe la bazar, dar fiind și foarte departe de locul în care locuiam în copilărie, nu pot să zic că veneam foarte, foarte des. Însă era așa ca o sărbătoare când te duceai la bazar prin anii 90 până în 2000. Cam așa, cred că până acolo a fost perioada de wow a bazarului, să zic așa, după care cred că a început să decadă puțin. Cu monete, cu argint, cu bronzuri. Bronzuri, da. De unde le aveți? De la Târgu Mureșadu. Am adunat mult. Și cum de veniți în Botoșani? Am familie aici. Am copii aici. A, și practic v-ați zis când v-ați stabilit în Botoșani? Din 20 ani. Da. Și sunteți colecționar? Da, colecționar, da. Și astea-s dublurile pe care le aveți? Sau... Am de 50 de ani fac treaba asta. Și părinții au făcut treaba asta. Da. Și cumpără lumea, cumpără? Da. Cumpără? Cam la ce prețuri așa vindeți? Depinde, după piese. Ce vindeți în general? Bronzuri, feșnice, monete din astea. Fel de fel de monete. Și de când faceți bazarul? Când am reținut? Da, de mult. E de 10 ani, domnul. Da, peste 15 ani. 15 ani. Da. Și cum vi se pare ca la bazar? Foarte bine. Cum era acum 15 ani, cum e acum? Acum puțin mai slab. Când erai mai mică, veneai prin bazar. Ce ți amintești? Veneam cu tata aproape în fiecare duminică, uneori mai rar, dar știu că erau foarte mulți copii, știu că se jucau uneori de plictiseal unii între alții, erau oameni, la unele standuri erau chiar cozi mari de oameni, negociau oamenii, era altă atmosferă pe atunci. Care a fost senzația ta azi? De tristețe și nostalgie, pentru că am stat și am comparat vremurile din 2012-2013 și față de 2021 mi se pare trist, un loc rece și destul de pustiu.
Dezamăgirea este sentimentul care i-a cuprins pe copiii reporteri când au văzut ruina în care a ajuns celebra Casa Sofian de lângă liceul pedagogic. Lucrările la Casa Sofian sunt începute cu ani buni în urmă, dar se pare că investiția face parte din categoria lucrărilor uitate. Lucrările la Casa Sofian au început în 2014 și trebuiau finalizate în 2015. Din păcate, ne aflăm în anul 2021 și încă nu au fost terminate. După ce lucrările la Casa Sofian vor fi terminate, aici va fi un centru pastoral cultural unde va fi și o bibliotecă. Anul trecut, lucrările la Casa Sofian au fost într-un stadiu de 60% și pentru a termina lucrările trebuie o sumă de circa 7 milioane de lei. Casa Sofian este un monument istoric. Ea este una din singurele case conac în stilul Art Nouveau construite de meșteri francezi. Nicolae Sofian a fost un primar al orașului Botoșani, parlamentar și un mare boier. Beneficiarul de investiție este Mitropolia Moldovei din Iași. Sara ne aduce și luna aceasta agenda culturală și pentru că s-au deschis teatrele, colega noastră a venit cu o idee nouă. Sara a realizat o prezentare a spectacolelor cu care cele două teatre din Botoșani s-au prezentat în fața publicului odată ce și-au redeschis porțile. Bun găsit la agenda culturală! Sunt sigură că toți suntem fericiți deoarece de pe 15 mai s-au anulat restricțiile de noapte ca urmare a numărului scăzut de îmbolnăviri cu noul coronavirus. Dar haideți să fim atenți, să ne protejăm în continuare, să ne vaccinăm pentru ca pandemia să treacă definitiv. Odată cu relaxarea acestor măsuri, s-au redeschis și teatrele și cum noi avem două importante instituții culturale, de acest fel vă invit să profitați să mergeți la spectacolele actorilor noștri. Să vedem însă cu ce s-au prezentat actorii noștri odată ce ușile s-au deschis larg, fizic și nu online. Chiar pe 15 mai, Teatrul Mihai Eminescu și-a invitat publicul la Patima Roșie, iar a doua zi, botoșenenii au putut urmări Consiliul de Familie. Două spectacole pe care merită să le urmăriți. Frumoasă reprezentație, magistral jocul actorilor, subtil mesaj despre relații. Mulțumesc, o echipă minunată la Teatrul Mihai Eminescu, a spus un spectator prezent la spectacolul Patima Roșie, conform paginii de Facebook a teatrului. Aprecieri deosebite a primit și spectacolul Consiliul de Familie, dar tot la Teatrul Mihai Eminescu mai puteți urmări în această perioadă și o premieră recentă, respectiv spectacolul Câini de Pază, în regia lui Alexandru Vasilache, după un text de Lucian Băleanu. Spectacolul Consiliul de Familie este în regia Antonelei Cornici, iar Patima Roșie este regizat de Cristian Gheorghe. Ajungem acum la Teatrul Vasilache. Teatrul Vasilache, care pe datele de 15 și 16 mai au invitat publicul la spectacolele Ursul Păcălit de Vulpe și respectiv Să nu ne răzbunați. Primul în regia lui Valentin Dobrescu, iar la al doilea cu Silvia Răileanu și Mirela Nistor. Acesta din urmă reprezintă o serie de mărturiri despre suferințele românilor deportați în Siberia. Agenda culturală i-a sfârșit aici, cu speranța că veți merge cât mai mult la spectacolele actorilor noștri, care sunt minunate. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez să vă bucurați de magia teatrului. Acum vă las în compania colegilor mei pentru știri. Nu uitați, pe SoundCloud puteți urmări produse media interesante realizate de copiii reporteri sub formă de podcasturi la Vocea Baz. Toate cele bune, pe curând! Paștele Blajinilor este o sărbătoare pentru pomenirea celor care nu mai sunt printre noi. Colega noastră, Maria Doncilă, a fost împreună cu părinții ei, tocmai la Păltiniș, de unde ne relatează despre Paștele Morților, așa cum mai este cunoscută sărbătoarea. Maria a fost reporter la fața locului și tot ea a editat video, materialul pe care îl urmărim chiar acum. Hristos a înviat! Vă știați că și-a dormit ceau Paștele lor? Suntem în comuna Păltiniș, unde sătenii se pregătesc de Paștele Blajinilor, cu panerașii, cu ouă roșii, cu pască, cozonac și alte dulceri.
Ce înseamnă pentru noi? Paștele Blajinilor este o zi extraordinar de importantă după Sfintele Paște. Este Paștele omului Blajin, omului bun, omului care iubește aproapele, care ajută aproapele, care se interesează de cel bolnav, care se interesează de cel necărit, care se interesează de cel sărac. Și din puținul care îl are, dă și celuilalt. Deci este un om Blajin, un om Blajin, însuși cuvântul Blajin înseamnă om bun. Om bun de toate punctele de vedere. Și cu credință mare în Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu face nimic, nu se execută absolut, nu crește niciun fel de iarbă fără Dumnezeu. Și de aceea, cu puterea lui Dumnezeu, oamenii Blajin sunt oamenii care iubesc pe cei de aproape. Toată lumea. Nu contează că ești prieten, că ești dușman. Atunci când ești nevoie de un ajutor, trebuie să-l ajuți indiferent și probleme cu el sau indiferent și gânduri poate ai avut vreodată negre asupra lui. Atunci dai toată ora la o parte, dai toate gândurile negre la o parte și ești blajit cu cel de aproape de tău. Indiferent în ce situație îl vezi, fie este necăjit, fie este căzut jos, rezist, dacă e sete, îi dai apă, dacă e foame, îi dai mâncare, dacă îi dezbrăca să-l îmbraci, cu ce ai. De puținul că îi dai, acela este bunul pentru Dumnezeu, este darul pentru Dumnezeu. Dumnezeu răsplătește omului Blajin pentru faptele sale. Veniți în fiecare an? În fiecare an vin la Blajin, în fiecare an mă pregătesc frumos pentru a ridica pe o altă treaptă, pe și mulți, cum să spun, pe și adormit. Dându-le de pomană, de suflet, energia noastră, întotdeauna se spune că mortul nu mănâncă. Nu există mort, mortul nu mănâncă, e adevărat. Dar energia ta pozitivă pe care o transmiți atunci când dai de pomană, atunci este transmisă și sufletul. Energia pozitivă este transmisă sufletului. De aceea când dai de pomană, să nu faci niciodată, vai și-a încheltuit, vai și mult am dat. Nu. Din puținul care îl ești, să dai cu inimă curată. Dacă dai cu inimă curată și cu dragoste, deși el a dormit, și față de cel care îi dai, dacă dai cu inimă curată, energia ta pozitivă se duce acolo la mort, la adormitul nostru, la cui dai, de suflet, Vasile Grigore, Maria și așa mai departe. Deci mortul nu mănâncă niciodată, dar sufletul lui este un pic ridicat pe o altă treaptă, indiferent că este în rai, sau este în iad. Noi nu știm, Dumnezeu știe unde este. Da. Să ține așteaptă în liniște începerea slujbei. Sătenii au pregătit cu mare grijă panerașele pline cu bunătăți. Au pus o roșii, pască, cozonac, dulciuri și colăcei. În Botoșani există un magazin de unde poți cumpăra un cadou frumos pentru cei dragi. Reporterii Bază au fost în preajma sărbătorilor pascale la magazinul Home Decor, aflând povestea acestuia, care este una specială. Botoșanul are și magazine care ascund în spatele lor povești de viață incredibile. Un fost pompier din orașul nostru a găsit resurse de a se reinventa și a făcut-o prin artă. Asta deoarece a suferit un accident care i-a furat meseria de bază. Ușor, ușor, botoșaneanul și-a descoperit ca pasiune sculptura și a deschis o afacere împreună cu soția lui. Am lucrat într-un alt domeniu. Am fost pompier pe Smurd. Și am avut un mic accident, ca să zic așa, și am fost nevoit să mă retrag. O problemă de sănătate. Și de aici a plecat efectiv. Îmi căutam ceva să văd să mă reinventez. Și de aici mi-am găsit pasiunea pentru sculptură, pentru lucrurile făcute handmade și pentru
pentru genul ăsta de magazin, genul ăsta de produse. Magazinul a fost deschis în anul 2018, inițial online, iar mai târziu a apărut și magazinul din apropierea casei tineretului. Împreună cu soția lui, Marius Timofte petrece aproape tot timpul între obiectele de decor handmade sau nu, din micul lor magazin. Cei doi soți au ca pasiuni sculptura, el, și pictura ea. O parte dintre obiectele pe care cei doi le fac se găsesc în magazin. Marius Timofte a spus că lucrul cu lemnul este foarte plăcut și îl recomandă tuturor celor îndrăgostiți de artă. Magazinul a fost înființat în 2018. Prima dată am funcționat în online, deci am vândut doar pe internet. După care am găsit posibilitatea de a închiria acest spațiu, care e un spațiu care este exact ce ne trebuie și ca submărimi și ca să potrivea proiectului nostru anul ăsta, și în octombrie am dat drumul magazinului. Cu ce scop l-ați înființat? Scopul înființării lui n-aș putea spune că e chiar un scop, a plecat de la o pasiune a mea, a soției, pentru lucrurile făcute handmade. Pentru pictură, mie îmi place sculptura, soției îi place pictura, și de la ideea asta am plecat mai departe și am înființat, cum am zis mai devreme, prima dată un magazin online care cuprindea categoria asta de handmade sculpturi, picturi, și am zis că pe lângă el merg și niște produse care se potrivesc cu categoria asta de handmade sculptură, și împreună am făcut un site, un magazin. Ceea ce este interesant, majoritatea produselor din magazin sunt aduse din țări precum India, Indonezia sau chiar Franța. Cei doi soți își doresc la magazin mai multe produse unicat, chiar dacă este mai dificil. Majoritatea produselor pe care le avem sunt aduse din afară, nu sunt produse... De exemplu, avem India, Indonezia, unele din Franța, astea de Paști care sunt aici pe mijloc, sunt aduse din Italia. Încercăm pe cât posibil să aducem produse unicat care nu se găsesc în oraș, care... și încercăm să acoperim o gamă cât mai mare de produse, deci de la eșarfe, genți, ca produse home decor, produse personale, coșuri gata făcute de cadouri. Deci ceva să se potrivească fiecăruia. Pandemia a afectat vizibil afacerea familiei, așa cum s-a întâmplat în majoritatea domeniilor de activitate. Marius Timofte se bucură însă de aprecierile clienților care observă calitatea lucrurilor expuse. Aș minți să spun că este foarte bine, ținând cont de pandemie, și cred că pe toată lumea a afectat pandemia asta. Majoritatea care au intrat în magazin au fost foarte încântați de magazin, de tipul de produse. Se vede că este mai greu, deci nu cred că doar mie, sunt sigur că multora le este mai greu în perioada asta cu pandemia, dar eu sunt optimist și cred că o să fie bine. Prețul produselor din magazin începe de la 1 leu și poate ajunge la 500 de lei. Vitrina magazinului este redecorată de fiecare dată în funcție de sărbători sau de sezonul în care suntem, astfel că e imposibil să nu fie atras de frumusețea obiectelor de la home decor. Raul ne aduce și luna aceasta rubrica Parte de carte, unde ne face recomandări interesante pentru timpul nostru liber. Chiar dacă am început școala fizic, iar timpul liber este tot mai limitat, nu trebuie să neglijăm lectura. Aflăm imediat încă un titlu de carte pe care să-l trecem pe lista lecturilor de plăcere. Bun găsit la rubrica Parte de carte! Luna aceasta vă prezint cartea Războiul care mi-a salvat viața. În această carte este vorba despre Ada, o fetiță de 9 ani care are un frate numit Jamie. Ada are o mamă cam rea și asta pentru că are un piciorolog și mamei ei nu-i place deloc, pentru că crede că toată lumea de afară va râde de piciorul ei olog. Ada și cu Jamie pleacă cu trenul și ajung în custodia unei femei străine care nu are copii, numită Susan Smith. De acolo ei trec prin multe aventuri, vă las pe voi să descoperiți. Cartea este adresată copiilor mai mari pentru că este greu de înțeles. Dar sunt sigur că o să vă placă. Eu mi-au rămas bun aici, pe curând! Școala Sfânta Marie este una dintre unitățile de învățământ unde copiii au avut parte de activități interesante în perioada aceasta, activități care i-au dezvoltat.
Chiar dacă a fost o perioadă dificilă, conducerea școlii și-a dorit ca elevilor să nu le lipsească interacțiunea fizică, necesară mai ales copiilor. Nu este o școală specială, ci una normală, care trebuie să respecte ca toate celelalte unități de învățământ o programă școlară. Cu toate acestea, colectivul tânăr de profesori al Școlii Gimnaziale Sfânta Maria dă un aer proaspăt învățării. Chiar și în pandemie, profesorii au găsit soluții interesante să-i țină pe elevi aproape de orele de la școală. Noi am încercat să ne păstrăm stilul nostru, spunem noi, și să continuăm cu activități extracurriculare frumoase. Noi așa ne-am învățat, să lucrăm foarte mult pe proiecte la nivelul școlii și copiii sunt foarte încântați de această părere. Nu a fost un pic greu online, într-adevăr, noi eram obișnuiți să ieșim, să facem schimb de experiență cu colegi de la alte școli, din alte sate, comune, orașe. A fost mai greu să păstrăm legătura și să ne întâlnim cu ei, însă ne-am adaptat la online, la activitățile online și atunci am mers-o pe activități creative, dar care au presupus lucru online. Profesorul Marian Voinescu este unul dintre cei mai tineri dascăli care predau la învățământul primar și spune că la școala la care predă acum a trecut mai ușor peste pandemie, tocmai orelor vesele și a infrastructurii de care are parte. Aici am găsit suport logistic foarte bun. Din punct de vedere logistic, mă refer la echipamentele tehnice, am avut computere puse la dispoziție de către școală, în așa fel încât să avem conexiune foarte bună la internet și să putem să desfășurăm orele online. În ceea ce privește activitățile, după cum spunea colega mea, s-au desfășurat, bineînțeles, și în perioada școlii săptămâna altfel, la fel, n-am omis, să zicem, activitățile extracurriculare. S-au desfășurat sub forma unor întâlniri, să zicem, online sau a unor activități online cu și sincron și asincron. Puteau să facă diferite machete, filmulețe despre activitățile desfășurate, le postau, noi ne întâlneam, spuneam părerea despre ce i-au realizat. Sunt într-o clasă foarte colorată a Școlii Gimnaziale Sfânta Maria Botoșani și am rămas surprinsă când am văzut că, deși aceasta este o școală absolut normală, activitățile sunt foarte interesante. Consilierul educativ al școlii, Anca Dumitriu, ne-a spus în schimb despre cum o oră banală de matematică poate fi extrem de simpatică pentru elevi. Ideile se nasc pur și simplu, nu știu dacă e ceva premeditat dinainte, gândit, ne vin pe loc absolut ideile. Și noi mergem foarte mult pe partea aceasta de a crea activitate și pe lucruri practic. Adică nu vrem să învățăm pe copii doar teorie, da? Ci să-i punem în anumite situații practic să-i vedem. Ci nu trebuie să se descurce să știe, da? Doar ce este substantivul, adjectivul, ce este fracția, da? Poate învăța ce este fracția gătind și o pizza la școală, da? O împărțim și atunci aflăm lucruri noi și cu siguranță acele noțiuni vor rămâne mai bine întipărite în mintea lor, pentru că își vor aminti. A, da, eu știu ce e fracția, m-a pus doamnă să împartă o pizza în jumătate, într-un sfert, în trei sferturi, într-o optime, pătrime. Și cu siguranță își va aminti mult mai bine decât atunci când o scot eu la tablă și explic acolo, îi desenez pe tablă și îi spun noțiunea științifică a fracției. Elevii și profesorii școlii au desfășurat anul acesta școlar ore în regim fizic din septembrie până la vacanța din luna noiembrie, după care au trecut în online, iar din februarie au reluat orele fizic, desigur respectând măsurile de protecție necesare. Școala Gimnazială Sfânta Maria se bucură de un colectiv de cadre didactice tânăr, media de vârstă fiind de 40 de ani, iar efectivul de elevi ajunge la circa 300 de elevi pe an. În prezent, la această unitate de învățământ sunt încadrate circa 50 de cadre didactice. Timpul liber este foarte important, iar mișcarea nu trebuie să lipsească din programul nostru. La patinoarul Cornișa poți veni cu rolele sau cu un prieten și paletele de badminton pentru a face sport. Ne aflăm la patinoarul Cornișa, dar de data asta cu rolele. Este o atmosferă foarte plăcută aici. Vă invit și pe voi să veniți toată vara să vă distrați, dar nu uitați, și mișcarea este importantă. Te
Te poți bucura de multă libertate aici la Cornișa, făcând sport așa cum îți place. Aici la patinoarul Cornișa este un fileu special pentru badminton, așa că dacă aveți palete și fluturaj pentru acest joc, sunteți bineveniți să vă jucați aici. Suntem aici de aproape o oră și m-am dat 10 ture. Platforma este foarte bună, așa că nu ezitați să veniți cu prietenii. Prețul pentru o oră de mișcare aici la patinoar este de 6 lei. Puteți veni între orele 10 și 21. Copiii de la patinoar au venit cu trotinete, skateboard-uri și cu role. Este o atmosferă foarte frumoasă. Luna mai este considerată și luna florilor, iar la Botoșani, magnolia care înflorește încă din aprilie, pare de departe regină între flori. Reporterii Buzz au realizat un reportaj despre această frumoasă plantă, considerată un monument natural. Magnolia a fost descoperită de botanistul francez Charles Plumier pe o insulă din Franța. Localnicii au numit-o la început Talaouma. Plumier i-a schimbat numele în magnolie după celebrul botanist francez Pierre Magnol. Magnolia este un arbust foarte apreciat în România, care iubește soarele și spațiul liber. Câte magnolii monumente naturale sunt în oraș? În hotărârea Consiliului Județean numărul 170/2010 există o anexă, anexa numărul 3, prin care unii arbori sunt declarați arbori monumente ale naturii. Și în cazul magnoliei avem o magnolia o magnolia Cobus, tot o specie de magnolie Pisada Octavonicescu, și avem patru magnolii. Magnolia Lilii Flora, care sunt în fața primăriei municipiului Botoșani. Și arborii respectivi sunt declarați monument al naturii și există plăcuță inscripționată, cine poate vedea. Magnolia este arbustul cu cele mai multe flori, care nu necesită apă decât în perioadele foarte secetoase. Magnolia crește până la 10 metri și înflorește mai ales primăvara. El a apărut în culturile române în anul 1880. În hotărârea Consiliului Județean există și un regulament de întreținere a arborilor monumente ale naturii. De exemplu, este interzis orice intervenție asupra tulpinii, coroanei, rădăcinilor, monumentelor naturii, fără aprobarea scrisă de APM Botoșani. Noi mergem pe teren, verificăm, analizăm, doar în cazul în care ar fi un pericol pentru cetățeni, ar putea fi tăiați. Dar magnoliile, fiind arbuști, nu prea ajung să fie pericol. În general, magnolia e frumoasă ca și aspect. Nu trebuie neapărat declarat monument al naturii. Adică eu consider că trebuie protejată așa prin frumusețea ei.
Jurnalul copiilor se încheie aici. Vă mulțumim pentru atenție și nu uitați, altfel de știri scrise de copii și adolescenți găsiți zilnic pe telebaz.ro. De asemenea, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Iar dacă aveți un eveniment care poate deveni o știre, lăsați-ne un comentariu. Toate cele bune, pe curând!